Bine ați venit la o altă lecție despre JavaScript. În această lecție vom învăța cum să ajutăm pagina web astfel încât să citească informații din secțiuni logice diferite și să le insereze pe toate într-un singur loc. La ce mă refer? Mă refer că avem aici în partea stângă, după cum observați, indexul nostru HTML și avem primul paragraf, bună. Al doilea paragraf este portocala aceasta. Ei bine, la asta mă refer când zic că o să combine cu ajutorul proprietății inner HTML, că o să combine elementele, o să combine totul într-un singur loc atunci când vom da click. Hai să ne uităm cum arată în pagină. Arată astfel, bună, este portocala aceasta. Eu când o să dau click aici, o să-mi afișeze aici dedesubt totul legat într-un singur rând, ca și cum ar lega secțiuni logice diferite într-un singur loc. Și asta face, de fapt. Haideți să ne ducem înapoi aici. Și, după cum știm, avem nevoie să scriem funcția, schimbă stil, da? După care vom accesa clasa paragraf, da? Cum facem asta? Scriem variabila paragrafele mele egal cu document get elements by class name și înăuntru pun clasa, numele clasei, da, între ghilimele, după care dau punct și virgulă și și citesc fiecare paragraf. Cum citesc fiecare paragraf? Prin indexare și creând noi variabile, da? O să las un pic de spațiu între ele ca să înțelegeți exact ce fac. Variabila primul paragraf egal cu paragrafele mele index 0. Că știm că începe indexarea de la 0 să numere, da? Punct proprietatea, inner HTML, punct și virgulă. Nu-i mai dăm valoare, pur și simplu acum am citit-o, nu i-am dat valoare. Am citit valoarea variabilei paragrafele mele cu indexarea 0, da? Hai să facem și pentru al doilea paragraf. Al doilea paragraf, paragrafele mele 1. Da? Și am dat proprietatea, văd că am scris aici ceva greșit, HTML. Bun. Get elements by class name. Bun, totul e în regulă. După ce am citit paragrafele mele 1 și valoarea paragrafelor mele 0 și 1, haideți să trecem mai departe, adică înlocuim o valoare, haideți să creăm mai întâi o variabilă. Variabila, da, am omis un lucru, mi-am adus aminte. În index HTML mai trebuia să mai scriu aici încă un paragraf, un paragraf gol, tot cu clasa paragraf, dar în care nu pun text. În acesta vom insera da, în interiorul lui vom insera valorile combinate. Bun, și vom scrie aici variabila adăugăm paragrafe. Întotdeauna declarăm o variabilă sau o funcție declarăm o variabilă sau o funcție după cum este cazul, adică să spunem despre ce este vorba în ea. Aici adaug paragrafele, da? Ca să știu exact despre ce fac această variabilă, pentru ce o creez. Și scriu aici paragrafele mele cu indexul 2 pentru acest paragraf gol, da? Și îi dau inner HTML
Ei bine, și acum adaug valoare egală. Și scriu așa, valoarea primului paragraf plus valoarea variabilei al doilea paragraf. Punct și virgulă. Da? Și acum ar trebui să funcționeze, să îmi ruleze cum trebuie. Hai să-i dăm refresh. Acum când dau click, bună este portocala aceasta. Mi-a afișat acest lucru. Bun, este în regulă. Dar dacă vrem să scăpăm de aceste două valori, aceste două taguri, aceste secțiuni logice, atunci când dăm click. Adică, am dat click, trebuie să-mi dispară. Când este numai, când sunt numai aceste două secțiuni logice, pot rămâne astfel. Dar atunci când dau click aici, haide să-mi dispară chestia asta, celelalte secțiuni logice. Să-mi rămâne numai secțiunea logică combinată. Da? O să facem astfel, ca să rămână așa, cum am spus. Lăsăm tot ce am făcut până acum, numai că mai adăugăm niște chestii. Ce mai adăugăm? Mai adăugăm imediat. Un moment, să mă duc mai jos. Bun. Mai adăugăm niște lucruri. În primul rând vom adăuga variabila primul paragraf și al doilea paragraf. De ce le adaug din nou aici? Pentru că le vom schimba valorile aici. Deci nu vor mai rămâne valorile lor după ce accesează, după ce rulează tot acest cod, da, după ce îl acționează și îl citește, nu va mai rămâne cu aceleași valori. Aici îi voi da valoare 0, adică ghilimele, punct și virgulă, ghilimele, punct și virgulă. Încă o dată. Totul rămâne normal până când dăm click pe buton. După ce dăm click pe buton, o să-mi citească primul paragraf, al doilea paragraf, după care adaugă în al treilea paragraf valoarea de la primul paragraf și al doilea paragraf, dar în același timp dispare valoarea de la primul paragraf separat și al doilea paragraf separat. Nu combinate. Iar acum când dau refresh, haideți să vedem că funcționează. Da, bună este portocala aceasta. Și a funcționat. Și cam asta a fost și această lecție.